Europarlamentarul Iuliu Winkler consideră că performanța actualei Comisiei Europene ar fi substanțial îmbunătățită dacă ar demisiona comisarul pentru agricultură și dezvoltare rurală. Winkler a declarat astăzi la DEVA într-o conferință de presă că răspunsul pe care comisarul european l-a dat solicitărilor exprimate într-o scrisoare semnată de toți cei 14 deputați europeni din România, membri ai grupului PPE din Parlamentul European, este revoltător. Am formulat faptul că m-aș bucura foarte mult să nu-l mai văd pe domnul Wojciechowski în această poziție de comisar pentru agricultură. Am spus că el este extrem de controversat și foarte puțin performant. Am spus că am avea o Comisie Europeană mai bună în următorul an, acum în final de mandat, fără domnia sa decât cu el. Și am spus că răspunsul pe care l-am primit chiar ieri, împreună cu un grup de deputați, aproape 40 de deputați, care i-am scris în decembrie domnului comisar, spunându-i că acele ecocondiționalități care fac atâtea probleme agriculturii din țările din estul Europei, trebuie suspendate în continuare pentru anul 2024, pentru că războiul din Ucraina nu s-a terminat, pentru că perturbările pieței nu s-au terminat și pentru că noi avem o situație extrem de grea. Această scrisoare a primit un răspuns care este cel puțin revoltător. Domnul comisar ne spune că dacă am continua această suspendare a condițiilor, am avea o producție mare în 2024 și o producție mare ar duce la scăderea prețurilor. Acum, eu nu știu cine le învață economie pe domnul Wojciechowski, dar cred că își ia informațiile din surse greșite, pentru că eu cred că domnia sa ca și comisar pentru agricultură nu răspunde de mediu, ci răspunde de agricultură, răspunde de securitatea alimentară, răspunde de ajutoarele de urgență care trebuiau acordate în niște sume mult mai consistente în anul 2023 pentru a compensa agricultorii din România și celelalte patru țări frontaliere cu Ucraina împotriva pierderilor de zeci de milioane de euro pe care le-au înregistrat în 2023. În contextul mai larg legat de protestele fermierilor, atât din România cât și din alte state din Uniunea Europeană, Iuliu Winkler crede că acestea trebuie înțelese în două moduri, respectiv prin prisma nemulțumirilor față de politicile din agricultură de la nivel național, precum și de la nivel european. Potrivit acestuia, în România, nemulțumirile fermierilor sunt legate de lipsa soluționării problemelor cauzate de războiul din Ucraina și de faptul că nu sunt înțeleși la Bruxelles, dar și de ineficiența și birocrația impusă de guvernul de la București, respectiv de Ministerul Agriculturii.